găsit, prieteni, sunt Cezara Moraru și vă invit la o nouă ediție a emisiunii dedicată artelor vizuale aici la TVR Iași. În sumarul de astăzi vorbim despre expoziția aniversară și albumul monografic Liviu Suhar 80, despre călăuze metafizice la Iași și aniversarea Ștefan Lucian la Colegiul de Artă din Botoșani. Despre provocările artei contemporane ne vorbește Codrin Mircea, iar la rubrica Atelier o vom vedea pe artista și profesoara Ioana Pălămar. La colecții vă dăm detalii despre o expoziție de patrimoniu dedicată artei feminine la Complexul Muzeal Național Moldova Iași cu Valentina Druțu și Maria Bilașevski, critic de artă. Bine v-am regăsit la Arte Vizuale, să începem cu actualitatea. La Muzeul Național al Bucovinei Suceava, Galeria cu Bolți, a avut loc vernisajul expoziției de pictură Liviu Suhar 80 și lansarea albumului monografic Liviu Suhar, un eveniment important de nivel național ca un dar de aniversare pentru bucovinanul celebru Liviu Suhar, care în plină vigoare artistică a expus acum 60 de lucrări absolut noi, realizate toate în ultimii 3 ani la Iacobeni, în casa natală. Inițial, Liviu Suhar s-a retras la Iacobeni în anul pandemiei, în 2020, apoi a de decis că legătura cu satul copilăriei sale e benefică artei și sănătății sale. Și a rămas acasă. Mie mi se pare că sunt același, dar puțin altfel. Puțin în sensul pozitiv, din picturile care le etalez și starea care o am eu, cel puțin din punct de vedere sufletesc și mental, e o stare tinerească. Cele 60 de noi lucrări surprind prin culoare și strălucire, adăugând un salt optimist metafizic temelor sale deja cunoscute. Suhar, în această expoziție aniversară, este ludic și amplu, în dominantă majoră, este plin de forță, de strălucire și de curaj. Suhar 80 înglobează simfonic memoria proprie și geografia propriilor visuri. Suhar 80 e puternic și strălucitor, ca și cum ar fi descoperit acum o nouă și deplină tinerețe. Astăzi, expoziția propusă mi se pare exuberantă. Este poate normal, având în vedere că artistul a realizat lucrările în ultimii 3 ani, ani marcați în cea mai mare parte de nenorocita de pandemie, pe de o parte, pe de altă parte de acea însingurare, și atunci nu exclud ca artistul să fi dorit să strige. Și cum putea să o facă un artist plastic decât prin culoare și prin lumină. Volumul monografic Liviu Suhar, sub semnătura criticului de artă Maria Bilașevski, face parte integrantă din evenimentul dedicat artistului și profesorului Suhar. Curia culorii cu care a venit în expoziție ne arată că 80, într-adevăr, este o cifră în care încep decantările și începe mai ales acea libertate, libertatea ființei și mai ales a spiritului. Pentru toți cei care vor dori să-l afle pe Liviu Suhar, în amănunt avem un album editat de către Muzeul din Suceava, care încununează toată creația. Evenimentul Suhar 80 se desfășoară în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale. Expoziția rămâne deschisă până pe 19 martie 2023. Instalația multimedială intitulată Călăuze metafizice aduce în dialog doi artiști care ne propună explorarea potențialului energetic și creativ pe care structurile arhetipale fundamentale ale umanității îl stârnesc, așa cum precizează Cristian Ungureanu, artist și prorector al Facultății de Arte George Enescu din Iași. Proiectul s-a întrupat prin dialogul între cei doi artiști, aparținând unor generații nu la mare distanță, absolvenți a două medii vizuale diferite, Ana Maria Negar, absolventă de sculptură la Facultatea de Arte Vizuale și Design din Iași, ambii de altfel, licență, masterat și doctorat, și care nu este prezentă decât cu lucrările în seara asta, pentru că a fost selectată pentru a doua oară într-un simpozion internațional de sculptură din Riyadh, Arabia Saudită. Tema principală a expoziției reprezintă sacralitatea, dar și preocuparea către noile fenomene tehnologice și media. Alexandru Băiceanu redă pe pânză, mod figurativ, fotografii realizate din căutările sale de-a lungul timpului. Această expoziție reprezintă însăși căutarea mea interioară și însăși dorința de a-mi găsi singur călăuza sau călăuzele. Pentru că simt nevoia constant de a avea anumiți ghizi sau anumite principii după care să-mi ghidez viața.
Universitatea de Arte George Enescu din Iași desfășoară un program transdisciplinar intitulat Stimularea creativității alături de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași. Este un proiect care l-am început în urmă cu 6 ani, are deja puțină vechime și a mers pe ideea de dezvoltarea capacității creative a inginerilor în spiritul activării emisferii drepte a creierului, emisfera creativă care este caracteristică artiștilor. Subiectele dezbătute în cadrul acestor conferințe reprezintă o importantă sursă de inspirație și cunoaștere. La acest proiect au participat elevii din ultima clasă de gimnaziu și cei de liceu. Sunt peste 120 de lucrări, deci implicit și 100 de autori, cu tehnici diverse, cu tematici diverse. Expoziția este la 16-a ediție. Născut la Ștefănești, în județul Botoșani, pe 1 februarie 1868, Ștefan Lucian a urmat cursurile Liceului Sfântul Sava și pe cele ale Academiei de Arte Frumoase din București, frecventând în paralel și clasa de flaut de la Conservatorul Bucureștean. Și a continuat studiile la München, la Academia de Arte Frumoase, precum și la Academia din Paris. A fost în egală măsură peisagist, portretist, autor de compoziție și naturi statice, îndeosebi flori, ridicând acest gen la un înalt nivel de abordare artistică. Este un pictor care trebuie cunoscut, elevii deja îl cunosc și în continuare îl sărbătorim și îl iubim că ne-a dat niște opere nemuritoare. Pictorul s-a stins din viață în iunie 1916. În urmă cu 2 ani a fost inaugurat la Ștefănești singurul muzeu din România dedicat lui Ștefan Lucian. Mai multe străzi din Iași și-au schimbat deja aspectul. 51 de lucrări vor fi amplasate în aer liber pe parcursul unei luni dedicate sculptorilor români. 54 de creatori din Arad, Timișoara, Cluj, St. George, Alba Iulia, București, Constanța, Iași și Chișinău, alături de invitați speciali din diverse domenii ale culturii, vor aduce aproape de public arta contemporană. Am pornit de la ideea inițială de a realiza o arhivă online. Iar această arhivă online, practic, va fi susținută de către prezența fizică a lucrărilor în oraș și suntem deja la a treia ediție, am început acest demers acum 2 ani. Evenimentul ia amploare, avem din ce în ce mai mulți parteneri și mulțumim tuturor pentru susținere și pentru dedicație. Evenimentul propune o radiografie a sculpturii moderne și contemporane, reunind artiști din țară, Republica Moldova și din diaspora. Luna sculptorilor români va include 11 expoziții solo și colective cu peste 185 de lucrări. Un act curajos să plantezi în spațiu public peste 50 de lucrări de artă contemporană, să ocupi 10 galerii de artă, din care 2 muzee partenere și să încerci să aduci ceea ce înseamnă nou, ceea ce înseamnă un suflu atât al tinerilor artiști și cu cei clasici în opinia publică a Iașului, care este considerat un oraș cultural, departe este cel mai frumos și cel mai plin de artă și cred că timp de o lună de zile fiecare om care va intra în contact cel puțin cu arta care este amplasată în Piața Unirii pe Lăpușneanu pe Ștefan cel Mare și va pune o întrebare cu privire la cât de contemporani suntem. Evenimentul programat în perioada 19 februarie-19 martie este organizat de Ateneul Național din Iași cu sprijinul Primăriei Iași, având ca parteneri principali Uniunea Artiștilor Plastici din România, muzee, universități, galerii. Intrarea în instituțiile partenere este gratuită.
Invitatul arte vizuale de astăzi este Claudiu Ciobanu, un artist cu numeroase participări pe simezele naționale și internaționale în țări precum Israel sau Statele Unite. Bun găsit, Claudiu, îți mulțumim pentru prezență. Cine este artistul Claudiu Ciobanu? Aș putea spune că nu mă încadrez în tiparele clasice ale unui artist boiem, pentru că sunt un tip care sunt, îmi place să cred că sunt foarte perseverent și foarte punctual, organizat, ceea ce nu prea definește un artist. Cred că pentru a reuși ca artist ai nevoie de o coerență și o anumită rutină și să fii prezent tot timpul în atelier, să te iei în serios. Care este rutina ta? Da. Păi, cumva mă bucur de aproape 2 ani de zile să fac doar asta. Evident că parcursul unui artist e destul de greu și nu reușești de la început să fii doar artist, să fii în atelierul tău. Dar de 2 ani, de când colaborez cu Galeria Artep, reușesc să fiu doar în atelier și să lucrez la proiectele mele. Care este cea mai recentă expoziție pe care ai avut-o? Cum am spus, colaborarea cu Artepul mi-a deschis noi oportunități și ultima expoziție a fost făcută chiar la Galeria Artep din Iași, și anume expoziția Solaris, curatoriată de Cristian Nae. A fost anul trecut, în 2022. Plecând de la Solaris, care este sursa de inspirație din spatele lucrărilor? În ultimul timp mă ajută foarte mult lectura. Mă inspir atunci când citesc, în special, ficțiune sau cărți de introspecție. Și atunci, ca și în Solaris, punctul de plecare a fost chiar lecturarea romanului Solaris. Și bineînțeles că pleci de la o idee și o dezvolți cumva într-o notă personală. De multe ori în picturile mele apare un personaj. Nu e un personaj fictiv, e chiar un personaj care e parte din viața mea, copilul meu, care îl cumva îl trec așa prin anumite compoziții, prin anumite situații și îl, mă rog, cumva mă ajută, mă inspiră, ca să zic așa, în compozițiile mele. Te identifici vreodată cu personajul pe care îl descrii în pictura? Evident, nu prea ai cum să nu te identifici. Mie mi se pare că un artist trebuie să fie autentic și ca să fii autentic trebuie să te inspiri din ceva care e prezent în viața ta. Dar ce înseamnă această autenticitate până la urmă pentru un artist? E destul de complicat, pentru că nu e un cuvânt ușor de transpus așa. Autenticitatea, cred că de fapt e sinceritate. Să fii sincer cu ce faci și să crezi în arta ta. Cum te simți la un vernisaj? Există emoții? Evident că există emoții. Artistul trăiește prin emoții, creează prin emoție. Și emoția e, zic eu, constructivă. Adică cumva te ajută să scoți din tine anumite stări, anumite emoții și să le transformi în ceva valoros, într-o operă de artă. Ai expus și în țară, dar și în străinătate. Există diferențe majore? În străinătate e un pic mai complicat ce ține de partea asta logistică. Trebuie să comunici foarte clar cu cei care organizează evenimentul. Dacă te deplasezi acolo, iarăși trebuie să-ți organizezi foarte bine timpul, cum transporti lucrările, cine se ocupă de toate treburile astea. E mai dificil, dar e benefic. Adică ar trebui să fie un must pentru oricare artist. În momentul de față, care consider că a fost cea mai reușită expoziție pe care ai avut-o? Clar că, de obicei, cea mai reușită expoziție e ca și, nu știu, ca și un scriitor, când spui, îl întrebi, probabil că spune că ultima. M-aș identifica cu Solaris, care a fost la Galeria Artep.
cea mai bine pusă la punct. A fost o echipă, o expoziție formată de o echipă, adică mi-a plăcut să lucrez cu arhitectul, cu curatorul, cu toată echipa galeriei. Simți că evoluezi de la o expoziție la alta? Există un progres? Așa mi-ar plăcea să cred, nu știu, să zic publicul. Este scena picturii românești proprie pentru dezvoltarea unui artist? Cu siguranță și și scena locală e destul de ofertantă pentru că încă e la început. În București, într-adevăr, lucrurile sunt un pic mai dezvoltate, se întâmplă lucruri mult mai diverse, mult mai multe evenimente. La Iași încă nu avem o identitate clară a generației de artiști, dar e loc. Unde nu e dezvoltat, e loc să dezvoltăm. Vorbim și de aspectele financiare. Ce înseamnă acest capitol pentru un artist, din perspectiva ta? În momentul în care ți-l asumi ca și meserie, nu ca hobby, atunci e clar că și rezultatele financiare apar. Bineînțeles că nu de la început, e un drum mai sinuos în care mai întâi dai și după aia primești. Adică e un pic de efort până îți creezi un stil, până începi să te cunoască lumea și după aia apar și rezultatele. Ai menționat într-un interviu că ai expus în Israel și ai primit o anumită finanțare. Greșesc? Da, așa este. Expoziția a fost cumva organizată de ICR Tel Aviv și cei de acolo s-au ocupat de toată partea logistică și asta spuneam că s-au ocupat inclusiv și de onorarele artiștilor. Ceea ce mi se pare normal atunci când se întâmplă un eveniment, artistul să fie remunerat, indiferent dacă lucrarea este vândută sau nu. Vorbeai de stil. Cum ți-ai definit stilul tău în momentul de față? Încă din facultate am ales zona asta de pictură figurativă. M-am identificat cu figura umană, cu aspecte care țin foarte mult de personal, de viața familială, de introspecție. Stilul e o chestiune care mai degrabă se vede din partea cealaltă, din partea privitorului. E un stil care îmi place să cred că fac o pictură destul de curată, o pictură care vrea să transmită foarte mult din partea asta de introspecție, de umanitate și de care chestionează cumva și aspectele astea de prezent, ce se întâmplă în prezent, ce se întâmplă în viitor cu umanitatea. Este pictura abstractă mai complexă decât cea figurativă sau invers? Aparent, ai putea spune că pictura abstractă e mai facilă, dar până nu încerci și ai rezultate, nu cred că poți să spui cu mâna pe inimă că e ușoară pictura abstractă. Pe de altă parte, pictura figurativă mi se și potrivește, pentru că fac asta încă de mic, pictez figurativ, și atunci aș putea spune că pictura figurativă e mai simplă. Dar, iarăși, depinde din care parte privești. La ce lucrezi în momentul de față? În momentul de față, împreună cu Galeria Artep, pregătesc un proiect pe care o să-l expunem în afara țării. Un proiect care vorbește iarăși despre umanitate, vorbește despre cât de mult ne-a influențat tehnologia în ultimul timp și despre postumanism, despre aspecte ce țin de inteligență artificială, dar nu neapărat transpuse mot-a-mot în pictură, doar sunt niște aspecte care vizează conștiința umană. Cumva cât de mult ne influențează și dacă ne-a impactat cumva toată tehnologia. Pe ce dată ne inviți la vernisaj? Încă nu este stabilit vernisajul, dar în martie cu siguranță va fi expoziția.
Ce planuri de viitor mai ai? E dificil să stabilești acum un plan foarte clar, dar cu siguranță planul e să am cât mai multe expoziții în afara țării și de ce nu poate să încerc și alte sfere ale artei, nu neapărat pictura figurativă. Care este mesajul pe care îl transmiți? De ce este necesar ca publicul să vină la acest vernisaj? Publicul în general trebuie să meargă așa cum trebuie să mergi la teatru, trebuie să mergi la operă, la film. Trebuie să vii și într-o galerie de artă și să vii cu inima deschisă, că o să pleci încărcat, o să pleci cu poate cu întrebări, nu neapărat cu răspunsuri, cu poate pleci mai încărcat nu știu, din punct de vedere emoțional, poate încerci să te cunoști pe tine. Din experiențele anterioare de la vernisaje, oamenii își pun întrebări sau mai concret îți adresează întrebări, cer lămuriri despre ceea ce vrei să transmiți? Cu siguranță. Sunt situații în care dacă publicul poate n-a înțeles din prima din textul curatorial firul narativ al evenimentului, sunt cei mai îndrăzneți care nu se sfiesc să întrebe detalii din spatele proiectului. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai mai face aceeași meserie sau ai fi ales un alt domeniu? Cu siguranță. Pe mine pictura mă încarcă. E o activitate care pentru unii ar părea dificilă, dar am învățat să-mi iau cum se spune, să-mi placă mai mult procesul și mai puțin finalitatea. Și atunci, plăcându-mi să fiu în atelier, pictura e cumva nu mai ai altă posibilitate. Adică, câte ore petreci în atelier pe zi? Păi, după cum îți spuneam, în ultimul timp fac doar asta și aproape că merg ca la un job, 8 ore minim pe zi. Sunt zile în care pictezi, sunt zile în care doar te documentezi pentru următorul proiect. Dacă n-ai fi fost artist totuși, ce meserie ai fi îmbrățișat? Probabil că tot din sfera vizuală, nu știu, probabil că tot ce ține de design sau partea asta de în care trebuie să lucrezi tot cu imaginea. Deci tot arte vizuale. Îți mulțumim pentru prezență și așteptăm să ne inviți la vernisaj. Cu mare drag. Mulțumesc. S-a născut într-o familie de artiști și este unul dintre tinerii pictori datorită căruia arta românească s-a văzut și cumpărat la Londra, Paris, New York sau Dubai. Am stat de vorbă despre provocările artei contemporane pentru ediția de astăzi a emisiunii Arte Vizuale cu Codrin Mircea, pictorul ieșean de pe calea victoriei. Toți artiștii transmit și lasă o parte din sufletul lor pe pânză, în scris, în compunerile muzicale, sunt convins de acest lucru. Adică eu cred că, până la urmă, creația este un act divin și nu este un act conștient. Și eu recunosc și mereu am spus, eu nu pictez raționând. Adică eu nu-mi propun, vreau să fac orice exemplu de lucrare aici. Este foarte mult instinct și foarte multă emoție și este foarte mult irațional, recunosc. Raționalul se regăsește în lucrările mele în tehnică, pentru că tehnica a rămas. Dar deși încerc să mă rup cât mai mult de tehnica clasică, baza rămâne. Care este cea mai mare provocare pentru un artist? Cred că în ziua de azi cea mai mare provocare este să rezistăm în arta clasică, între ghilimele, adică în arta pe care o faci pe o pânză, să nu te duci în extrema cealaltă a virtualului.
cred că este cea mai mare provocare, deși nu mă consider bătrân, pentru mine deja este o chestie foarte nouă și foarte diferită și nu înțeleg și nu sunt un tip atehnic. Crezi totuși că această artă virtuală, să-i spunem așa, inclusiv NFT-urile, vor acapara poate arta clasică? Arta clasică, mă refer la pictura în sine, pe pânză. Eu cred că da, în viitor. Nu foarte curând, dar în viitor probabil vor acapara, pentru că suntem super tehnologizați și nu se știe cum vei putea privi o lucrare făcută pe calculator în viitor. Poate o să poți să o vezi 3D sau va oferi o altă spațialitate, pe când o lucrare de genul ăsta va rămâne de sine stătătoare. Desenul este structura de bază. Fără desen, chiar dacă faci o pictură, se vede dacă nu știi. Și unde vreau să ajung. Îți trebuie niște studii, trebuie să ai o bază. După aia, dezvoltarea și ceea ce exprimi tu, care ține de talent, clar, este altă discuție. Dar nu poți, la un moment dat, chiar dacă ai talent și nu ai studiile solide, să va cunoaște. Chiar dacă va fi o eroare mică, chiar se va vedea. Ce artiști au marcat? Cine te-a impresionat în copilărie și la maturitate? Vorbind de Iași, pentru că eu fac parte dintr-o familie de artiști, tata este Mircea Eugen, acuarelist. Am trăit în atelierele de pe Armeană, am trăit în atelierul domnului Hatmanu, am trăit în atelierul domnului Gavrilean, am niște amintiri speciale și mereu îmi voi aduce aminte cu mare bucurie și plăcere copilăria mea pe partea artistică din Iași. Iar pe plan internațional, îmi place foarte mult Adrian Ghenie, ca să rămânem la români. Îmi place Jean-Michel Basquiat, îmi place Picasso. Sunt multe nume și nu vin acum toate în minte, scuze. Desigur. Și în copilărie, care era tehnica ta preferată? Te-a influențat tatăl tău? Foloseai și tu acuarela sau creionul? Cred că, cum spuneam și înainte, desenul m-a atras. Adică am foarte puține lucrări din copilărie. Am o felicitare care este făcută în acuarelă și am niște desene care sunt foarte grafice în tuș. Cum este totuși să provii dintr-o familie în care tatăl tău este pictor? Ai simțit o presiune, poate, sau te-a motivat? Nu am lăsat să simt presiune. Cred că asta a fost soluția mea. Fiind foarte curajos de fel și mai puțin ascultător, între ghilimele, tot timpul am făcut cum am crezut eu că este mai bine. Și cred că asta se vede și în expoziția de față, care este oarecum obraznică și puțin impulsivă. Dar întotdeauna mi-am asumat. Asumare, într-adevăr. Văd că predomină atât formele abstracte, cât și figurativul, dar și portretul. Ce te definește cel mai bine? Cu siguranță portretul. Foarte mulți ani am realizat multe portrete, le-am dat tot fel de forme. Cred că până la urmă un portret poți să sintetizezi emoții și stări și chiar anumite evenimente. Planul de viitor ar fi să plimbe expoziția. Probabil mai există niște lucrări în această expoziție, dar de dimensiuni mai modeste și am preferat să nu le aglomerez și vreau să mai continui, să o lărgesc puțin. Și cred că voi merge pe direcția asta așa mai explozivă în culoare și pe lucrări de dimensiuni mari. Este mai greu de stăpânit o pânză mare când pictezi sau preferi pânza mai mică? Cu siguranță este mai complicat să gestionezi un spațiu mai larg, dar și pânzele mici pot ridica probleme și întrebări. Desigur. Ce culori preferi? Observă nu doar culoarea clasică în ulei, ci și spray-uri? Da. Te referi ca și nuanțe sau ca și tehnică? Ca și nuanțe, ca și tehnică. Ca și nuanțe, după cum se vede, am început să admir și să folosesc mult rozul. A fost o perioadă în care am folosit mult roșu și încă se regăsește în albastru, verdele fosforescent, iar ca și tehnică eu folosesc absolut toate culorile. De la marcăre, la spray-uri, la acrilic, la acuarele, la pastel, toate sunt.
Cât durează o lucrare atât de mare să fie realizată? O lucrare durează de la câteva zile la câteva luni. Nu știu să-ți dau un exemplu concret care lucrare a fost ca perioadă de timp. Cred că aceasta, care a fost realizată paradoxal în 2019 și mesajul era Make Peace Not War. Și acum, după cum observ, sunt culorile steagului Ucrainei. A fost o premoniție. Da, cred că la această lucrare am lucrat vreo 6 luni de zile. Cred că depinde foarte mult și de modul pe care l-ai când creezi, nu? Nici nu mă grăbește nimeni, nici nu vreau să forțez lucrurile. Deci nu pui presiune. Nu. Ce tabieturi are artistul? Poftim? Ce tabieturi ai? Ce te definește în timpul liber? Ai o anumită, ai un anumit ritual când pictezi? Te pregătești în vreun fel? Nu am atelierul meu, pictez acasă. Mi se pare o libertate să-ți permiți să pictezi în spațiul în care locuiești, pentru că poți să pictezi oricând. Pentru că inspirația nu o fixez, mă duc la atelier la ora 10 și sunt inspirat. Se poate întâmpla noapte, se poate întâmpla absolut oricând, dimineața. Nu am niciun fel de tabietă, sunt un om simplu și normal. În continuarea ediției de astăzi vom pătrunde în atelierul Ioanei Pălămar, artista care a absolvit în 2016 studiile doctorale la Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Naționale de Arte Plastice George Enescu din Iași, unde acum predă la Catedra de Pictură și este fondator UNAG Iași Art Residency. Bun găsit, Ioana Pălămar, și mulțumim pentru că ne-ai permis să pătrundem în universul tău creativ. Cum este activitatea ta ca artist îmbinată cu cea de cadru universitar? Bine v-am regăsit și chiar mă bucur că mi-ați oferit această oportunitate de a pătrunde în acest univers personal, după cum ai spus și tu. Este o provocare să joc acest dublu rol, ca să spun așa, și de cadru didactic și de artist, pentru că presupune îmbinarea mai multor preocupări și integrarea lor într-o deplină armonie, în așa fel încât să am timp pentru ambele arii de activitate. Cu perseverență și constanță, cred eu că reușesc să le îmbin într-o anumită măsură pe ambele, cu toate că mereu consider că este loc și de mai bine. Dar provocarea principală constă în faptul că mereu încerc să ies din zona de confort. Nu reușesc tot timpul, dar cel puțin mă străduiesc. Pentru a fi, în primul rând, pentru mine acest lucru un factor motivațional, dar și pentru studenți, încerc să le fiu exemplu. Cam asta ar fi ideea principală. Care este cea mai mare provocare când lucrez cu tinerii studenți? Încerc să mă pun în pielea lor, având în vedere că nu este o diferență de vârstă foarte mare între noi, nu îi consider neapărat mai mici decât mine sau mai puțin pregătiți într-o anumită măsură, ci încerc să obțin într-o permanență un feedback de la ei, pentru că eu personal consider că ar trebui să fie o comunicare clară, o comunicare directă, deschisă între noi. Nu vreau să fiu eu cea care decide, iar ei cei care execută, pentru că fiind un mediu artistic, boem, n-aș putea permite să spun, aș vrea să fim oarecum apropiați și să colaborăm, eventual să schimbăm idei, pentru că doar așa putem să evoluăm reciproc și eu pot să învăț de la ei și invers. Există această noțiune de talent sau este doar vorba de foarte multă muncă din spate? Cred că există un gram de talent. Bine, clișei vorbind, 99%
ar trebui să fie efort, o muncă constantă și 1% acea clipire, acel gram de talent, de geniu, ca să zic așa. Dar, da, consider că este adevărată și această afirmație. Efortul ar trebui să fie într-un mod constant. Deci, practic, trebuie foarte multă documentare, muncă. Dar fără acea sclipire, zic eu că munca ar fi doar s-ar reduce la un meșteșug și nu s-ar atinge acel nivel vizat de artiștii. Dar cum recunoști un viitor artist, să spunem, un student care chiar simți că are potențial? Cum se distinge? Cred că într-un mod intuitiv, bine, această intuiție s-a și format într-un fel, chiar dacă sună paradoxal. Experiența mea oricum nu este foarte mare, dar este. În măsura care am reușit până acum să parcurg anumite etape în evoluția mea profesională. Și pur și simplu, la nivel de concepte, tehnică, se poate remarca un anumit student care are un potențial mai mare față de un altul care, de exemplu, muncește foarte mult sau mai puțin, are un potențial, dar este acea sclipire despre care am tot menționat, de geniu, care se manifestă și, în general, în calitatea lucrărilor. Cred că un concept foarte bun de calitate ar fi unul dintre criterii. Puterea de creativitate, de imaginație, dorința de a aduce mereu ceva nou, de a experimenta. Dar sunt destul de puțini cei care se disting așa în marea masă de studenți și care chiar doresc să persevereze și să ajungă. Desfășori un program foarte interesant, un fel de schimb de experiență între studenții din străinătate și studenții noștri. Ne poți spune mai multe despre asta? Da, programul de rezidență artistică este la început de drum și este integrat în cadrul Centrului de Cercetare, înființat la specializarea pictură chiar anul trecut. Mi-a sorit această idee în minte în urma rezidențelor la care am luat parte în ultimii ani. Din 2015 tot particip la astfel de programe și am considerat eu că sunt foarte utile din cauza acestei dinamici, acestui schimb de experiență care încurajează o dezvoltare foarte bună pe plan artistic. Pur și simplu, împreună cu ai mei colegi de la pictură, am publicat acest anunț despre programul de rezidență pe Res Artist, care este unul dintre website-urile principale unde pot fi găsite toate programele de rezidență de plan mondial. Și artiștii aplică. Chiar din 2019 am avut, și până în momentul de față, am avut destul de mulți artiști. În special, văd că există un interes deosebit pe care îl manifestă față de programul de rezidență cei din America. Nu am avut foarte mulți artiști din Europa, dar sperăm să fie un interes și în această zonă. Arta ar trebui să exprime foarte multe emoții, din punctul meu de vedere, și să fie sinceră. Asta încerc eu să fac prin lucrările mele, să mă inspir, ca să răspund și la întrebare, din propriile experiențe și, practic, folosesc pictura în scop terapeutic. Te-ai reîntors recent din America. Care a fost feedback-ul? Cum ți se pare America din punct de vedere artistic și cum ne asemănăm sau ne diferențiem noi de ei?
Da, am fost prin programul Erasmus, într-o mobilitate în cadrul academic, împreună cu criticul de artă Maria Blașevski, care mi este și colegă, și cu al meu coleg de la secția grafică, Andrei Alexandru Pantea. Am organizat, practic, o expoziție de grup, care a implicat mai multe secții din cadrul facultății noastre, de pedagogie, de pictură, de grafică, murală, restaurare, și cred eu că a fost o experiență foarte interesantă, obositoare, chiar ne-a solicitat destul de mult, dar cred eu că a meritat, pentru că pe această cale dorim să realizăm și un parteneriat cu această universitate, James Madison, din Virginia, mai precis, pentru a veni și ei la rândul lor într-o experiență, într-o mobilitate în cadrul universității noastre și pentru a realiza un proiect de grup cu studenții facultății lor. Complexul Muzeal Național Moldova-Iași a reunit pe simezele sale o suită de lucrări din patrimoniul muzeului, semnate de 40 de artiste românce, o colecție dedicată artei feminine, despre care ne povestesc Valentina Druțu, manager interimar al Palatului Culturii Iași, și Maria Bilașevski, critic de artă. Creația feminină în colecțiile Muzeului de Artă din Iași este o expoziție a cărei tematică există de mult timp în preocupările mele în cadrul muzeului, ceva, hai să spunem, de câțiva ani, dacă nu în ultimul timp mai pregnant. Este o expoziție care cuprinde 40 de lucrări din colecția Muzeului de Artă. O expoziție inedită, spun eu, pentru că majoritatea acestor lucrări sunt expuse pentru prima dată în cadrul unei expoziții realizate la Muzeul de Artă. Are această expoziție în cadrul ei o suită de artiste valoroase. Amintim pe Georgeta Năpăruș, Margareta Sterian. Margareta Sterian, fac o mică paranteză, este artista a cărui expoziție am realizat-o, retrospectivă am realizat-o în urmă cu mulți ani la Muzeul Național de Artă din București. În ultimii ani am primit o donație importantă, o donație formată din două lucrări ce se regăsesc în această expoziție. Ne-am bucurat foarte mult pentru că nu aveam în patrimoniul muzeului lucrări foarte multe realizate de autoare. De asemenea, Nuția Acons, un alt nume important feminin, o artistă pe care o avem expusă deja în cadrul muzeului în expoziția pe care o prezentăm cu caracter semi-permanent. Angela Popa Brădean, Ligia Macovei, sunt Iulia Hălăucescu, sunt nume pe care poate de multe ori muzeele sau cei care au organizat galeriile sau cei care au organizat expoziții de acest fel le-au uitat. Și cred că rolul nostru, în general, a celor care activăm în cadrul muzeelor sau a muzeelor în mod special, este acela de a pune în valoare aceste lucrări. Expoziția fiind pe această tematică și cu această provocare a feminismului din arta românească, pentru a asigura o valență internațională, dacă vreți, a acestei expoziții, am realizat-o și în virtual, în sensul în care expoziția poate fi vizitată de către oricine și după ce pleacă din galeria muzeului. Este un link pe care îl poate accesa chiar de pe site-ul
Bienala Internațională de Gravură, eveniment care este tot și site care este o extensie a site-ului instituției noastre. Cred că este de bun augur faptul că în 2023 o expoziție de acest fel se poate vizita și în virtual. Turul virtual pe care îl propunem este unul complex pentru că nu am reușit să prezentăm toată expoziția în cadrul galeriei. În acest tur virtual, în expoziția virtuală, se regăsesc toate lucrările pe care noi le-am avut în vedere din colecția Muzeului de Artă. Cred că în viitor și de ce nu în prezent, acest lucru de a aduce toate aceste expoziții pe care noi le realizăm în sfera aceasta virtualului, care în ultimii ani devine din ce în ce mai pregnantă, este un lucru benefic și cred că aceasta este direcția pe care trebuie să mergem în viitor, cu atât mai mult cu cât tinerii care ne calcă pragul sunt din ce în ce mai ancorați în această sferă a virtualului. Și în felul acesta cred că devine mai interesant și pentru ei să aibă un acces mai facil la ceea ce noi vrem să transmitem. Asistăm la o expoziție eveniment pentru Iași, dar mai ales pentru România, pentru că pentru prima dată un muzeu de artă organizează o expoziție cu lucrările pe care le are realizate de artiste femei și în același timp lansează o platformă online accesibilă începând cu luna februarie pentru publicul larg, să cunoască mai îndeamănunt artistele prezente în această colecție. Spun că este un eveniment pentru că știm cu toții că în ultima sută de ani s-a vorbit foarte puțin despre artistele care au scris o pagină de istorie. Această expoziție cuprinde 40 de artiste din întreaga țară, artiste care au lucrat și în diasporă și reprezintă o trecere prin ultima sută de ani a artei românești. Cum spuneam, atunci când vorbim de o istorie artei, ne raportăm la marile figuri. Vom observa în această expoziție nume pe care le vom recunoaște, soții de mari pictori sau ucenici care au lucrat în atelierele celor care au scris istoria artei, mai ales în perioada interbelică, până în anii 80. Și toată această trecere prin grația și prin feminitatea artistelor din expoziție, alături de vibrația și de tot ce a însemnat o schimbare din punct de vedere cromatic, arată că cei 100 de ani de artă românească sunt extrem de reprezentativ și prin componenta feminină. Pe lângă această parte, important mi se pare pentru universitățile de artă, pentru turiști, pentru toți cei care folosesc mediul online pentru informare, faptul că vor avea acces la fiecare tablou în parte, vor afla informații despre autori, despre ce reprezintă tabloul, iar acest fenomen de digitalizare și faptul că se transferă muzeul offline într-un muzeu online arată și dimensiunea internațională a creației artistice românești și faptul că curatorul doctorandul Valentin Abdruțu, managerul Complexului Muzeal Moldova, a considerat că în realitatea de astăzi nu este suficient doar să aduci oamenii în muzeu, ci muzeul să vină mai aproape de oameni. Un reportaj realizat cu ajutorul colegului meu, Cristian Zbângu. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Arte Vizuale. Eu sunt Cezara Moraru. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de mult frumos în viață. Rămâneți alături de TVR Iași.